Conducerea Inspectoratului Școlar al Județului Neamț face o serie de recomandări absolvenților de clasa 8-a aflați în plin examen de evaluare națională. Aceste recomandări se adresează deopotrivă și părinților care trebuie să se pregătească din timp, în așa fel încât, împreună cu elevii, să știe cum se completează corect fișa de înscriere la liceul dorit. În perioada 8-12 iulie, absolvenții clasei a 8-a care au susținut evaluarea națională vor completa fișa de înscriere la liceu cu opțiunile pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care doresc să se înscrie în învățământul liceal. Completarea listei de opțiuni se face de către candidat în prezența părintelui sau a tutorului legal instituit și a dirigintelui clasei. Aceștia, împreună cu candidatul, vor semna fișa de înscriere. Trebuie să avertizăm elevii și părinții să completeze cu maximă responsabilitate opțiunile și numărul lor, să verifice corespondența codurilor înscrise în fișa cu opțiunile exprimate, având în vedere că o opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Elevii și părinții trebuie să se consulte cu diriginții și membrii comisiei de înscriere care funcționează în fiecare școală gimnazială absolvită și să consulte broșura elaborată de Inspectoratul Școlar Neamț pentru admiterea computerizată. Avem să atragem atenția asupra următoarelor aspecte. Elevii și părinții vor fi consiliați de diriginții claselor a 8-a și de membrii comisiei de înscriere din unitatea de învățământ gimnazial cu privire la modul de completare a fișei de înscriere. Ei trebuie să cunoască toate informațiile cu privire la unitățile de învățământ, filiere, profiluri, specializări, domenii de pregătire, contraindicații medicale pentru anumite calificări profesionale. Inspectorii școlari atrag atenția atât elevilor cât și părinților privind riscurile completării unui număr insuficient de opțiuni sau unor opțiuni nerealiste. De asemenea, elevii și părinții trebuie să cunoască și să-și asume riscurile completării unui număr insuficient de opțiuni sau ale completării unor opțiuni nerealiste. Opțiunile se trec în fișa de înscriere în ordinea descrescătoare a preferințelor. Prima opțiune este prima luată în considerare pentru fiecare elev, continuând cu următoarele în funcție de media de admitere. Se recomandă completarea unui număr cât mai mare de opțiuni în fișa de înscriere pentru a asigura repartizarea la liceu, ținând seama de media de admitere a candidatului și de ultima medie de admitere din anul precedent. Se mai recomandă ca atât elevii cât și părinții acestora să dea dovadă de realism atunci când își aleg un anumit liceu și un anumit profil pe care doresc să-l urmeze. În situația completării unui număr insuficient de opțiuni, elevul poate rămâne nerepartizat sau poate fi repartizat necorespunzător mediei sale de admitere. Opțiunile trebuie să fie realiste. Media de admitere a candidatului trebuie să fie apropiată de ultima medie de admitere din anii precedenți, aceasta fiind specificată în broșura de admitere primită de fiecare elev al clasei a 8-a. Elevii și părinții trebuie să verifice corectitudinea codurilor trecute în fișa de înscriere. O opțiune greșită poate conduce la o repartiție nedorită. Elevii și părinții acestora sunt sfătuiți să se intereseze din timp despre numărul de locuri din fiecare liceu și de la fiecare profil pentru a fi în cunoștință de cauză la completarea fișei de înscriere. Se recomandă o completare responsabilă și în cunoștință de cauză a fișelor de înscriere pentru repartizarea computerizată în prima jumătate a lunii iulie.